mă gândesc ca într-un viitor cât mai apropiat să pornesc o serie de clipuri și cumva tutoriale despre video, foto, atât pe telefon, pe calculator, camere, obiective și tot felul de nebunii de chestii de genul ăsta. Dar am nevoie și de, cred că am mai zis asta la un moment dat, am oricum nevoie de ceva timp ca să pregătesc niște materiale, să ofer conținut care să fie pe placul vostru și să învățați chestii noi și poate și eu învăț chestii noi în timp ce vă învăț pe voi. Da, are sens ce am zis. Dar până atunci fac un mic trailer așa și azi am o chestie ce ține de foto. Și probabil mulți v-ați dori chestia asta, nu este extraordinar de scumpă, este la un preț de 300 de lei, cel puțin așa am găsit-o eu. Plus încă 100 de lei pentru că mai trebuie niște accesorii pe care vi le arăt imediat, cu care puteți face poze și poze pe care sigur le-ați văzut pe internet, pe site-ul gen Pinterest, sigur și pe Facebook, Instagram. Hai să vă arăt despre ce este vorba și să învăț și eu cumva cu voi cum se folosește chestia asta, pentru că mi se pare super interesantă și mereu mi-am dorit una. Hai să vedem. Sigur, ați auzit și de numele firmei Kodak, sigur ați auzit și de Polaroid, care de fapt, denumirea de Polaroid este puțin abstractă, pentru că noi denumim Polaroid cam orice tip de cameră de genul ăsta, dar vine de la numele firmei Polaroid, care practic a inventat cumva stilul ăsta de poze, în care ai făcut poza și pac, ți-a scos-o pe hârtiuță, indiferent de direcția prin care ți-o scoate. N-a sunat prea bine. Arată atât de fain. Ok, hai să vedem, aici avem un cablu. Cum ne-am obișnuit deja, cred că asta e cea mai căutată, universală mufă ever, micro USB. Mufă micro USB. Aici avem un fel de carte tehnică. În cartea asta tehnică cumva ne spune cum să adăugăm hârtiile în aparat ca să ne scoată, pentru că trebuie niște hârtii cumva speciale, de 2x3, 2x3 inch. Și am cumpărat un set de hârtii pe care să le folosim, să testăm aparatul, nu? Pe față avem așa, avem un obiectiv care este extraordinar de micuț, seamănă foarte mult cu obiectivele unor camere de telefon. Aparent este de 8 mm, ceea ce înseamnă super wide. În tehnica fotografică, 8 mm este super wide, acum vedem cât de wide este. O să discutăm mai multe chestii de genul ăsta, o să discutăm în tutoriale și video-uri, vlog-urile pe care vreau să le fac în legătură cu tehnică fotografică și fotografie, videografie, etc. Bun, avem un flash și aici avem un vizor. Cumva asta e direct, adică nu trece prin nicio procesare digitală acest vizor, se vede exact ceea ce vede ochiul. Asta cumva o să se simtă în momentul când faci fotografie, pentru că ai să vezi că în fotografie nu apare exact ce vede ochiul, pentru că apar niște procese digitale în care se modifică puțin fotografia. Ok, în partea de jos avem un slot pentru card micro SD și mă gândesc că probabil fotografiile pe care le faci le poți stoca pe un card micro SD, ceea ce mi se pare super convenabil dacă vrei să le editezi mai târziu, să le salvezi, să le ai și pe calculator în format digital. Avem mufa pentru încărcare, cred, și pentru transfer USB. În partea de sus avem butonul shutter, se numește, este triggerul practic fotografiei, numai că nu funcționează ca la un DSLR sau un mirrorless, nu are două presiuni de apăsare. La un DSLR de obicei apeși jumătate pentru a focaliza și apeși de tot acel buton pentru a face poza respectivă, poza în sine. E, aici se apasă doar o singură dată. Ok, aici avem un buton cu niște culori, 3 puncte colorate. Aș putea presupune că butonul este pentru niște filtre sau ceva. Da, corect. Putem face poze monocromatice dacă îl dăm în dreapta, mă rog, stânga, cum te uiți pe vizor, și poze colorate. Interesant. Ar putea fi, bine, teoretic asta o folosești pentru poze cumva mai artistice, pentru memorii instante, pentru că asta vrei, nu? Pentru asta folosești un aparat de genul ăsta, să capturezi un moment instant, dar este interesant și bine de știut. Nice to have. Să ai totuși cumva posibilitatea de a face niște poze al negru. Interesant. Ok. În partea dreaptă sau mă rog stânga aparatului, depinde cum te uiți la el, este fanta pe unde ies pozele printate. Băi, stai că stai și te gândești că în chestia asta faci poză, o salvează pe un card de SD, are posibilitatea de a o salva pe un card SD, face poză, o îi aplică filtre, dacă vrei colorat sau al negru, și o și printează în același timp. Wow. Wow. A, și tipul hârtiei care trebuie pusă în aparat, într-un aparat de genul ăsta, este, se numește zinc și astea sunt și hârtiile pe care le-am cumpărat. Zinc Premium Zinc de 2x3 inch. Ok, vedem imediat. Ok, pe spate avem în felul următor. Avem un buton de power, avem cealaltă parte a vizorului, avem 3 indicatori, 3 LED-uri care arată cardul microSD, probabil dacă se procesează sau se salvează o imagine pe cardul microSD. Avem un icon cu o imprimantă asociat unui LED, bineînțeles, dar nu știu exact, probabil poți transmite la o imprimantă. Cred că poți conecta asta la o imprimantă și în momentul ăla la asta îți folosește acel LED, îl conectezi la o imprimantă mai mare, bineînțeles, și un icon cu baterie și cu LED-ul aferent. Aici avem slotul pentru hârtii. Hai să deschidem. Hai să adăugăm câteva hârtii.
Vă să pun la descriere și de unde puteți cumpăra setul de hârtii pentru Polaroid. Hai să vedem exact cum se așează. Are câteva instrucțiuni care trebuie, cred că, respectate. Aparent, prima foaie ar trebui să fie albastră și printată cu ceva și ar trebui așezată în jos. Este folosită pentru calibrare. Am scos din pachet tot mini teancul ăsta de hârtiuțe și într-adevăr avem o foaie albastră care este printată cumva, da, este printată cu niște indicații și trebuie așezată în jos. Nu modificați absolut nicio hârtiuță în poziția niciunei hârtii din acest mini teanc de foițe și așezăm partea albastră în jos în acest spațiu pentru hârtii. A încăput absolut perfect în locul ăsta. Hai să închidem. Am închis clăpița unde se află toate hârtiile și zic să vedem dacă mai are ceva baterie și să pornim device. Ok, o să apăs pe butonul de power. Da, nu cred că are baterie. Ok, hai să-l punem la încărcat. Imediat aduc un încărcător și punem la încărcat device-ul. Am pus un card de memorie, dar se pare că aparatul încă are nevoie să se încarce. Îl mai lăsăm puțin la încărcat și revenim imediat să testăm. Neapărat, de bea aștept să testăm toată chestia asta, mi se pare atât de mișto. A few moments later. Ok, a lăsat-o câteva zeci de minute la încărcat. Ea teoretic are nevoie de 2 ore pentru o încărcare full și în 2 ore de încărcare ea poate să facă undeva la 40 de poze, 40 de fotografii în autonomia asta baterii. Hai să vedem acum dacă o deschidem, dacă putem testa. Aparent becul de baterie este roșu, deci probabil nu s-a încărcat full, dar nu sclipește, deci cumva mă atenționează că am baterie slabă, dar cred că o pot folosi. Hai să-i facem câteva teste, sunt curios cum se vede pe vizor. Wow, stai să-mi dau jos ochelare. Este o imagine extraordinar de wide. Prima dată aș încerca să-mi fac un selfie, sincer. Hai să vedem. Ok, a scos un sunet. Hai să vedem ce este. Prima dată ar trebui să iasă foaia albastră pentru calibrarea culorilor. Se aude ceva. Ok, da, prima dată este foaia albastră. Așteptăm ușor să-și facă treaba. A scos foaia albastră și acum sclipesc două LED-uri. Sclipește LED-ul de printare și LED-ul de card de memorie. Habar nu am ce înseamnă treaba asta. Hai să mai așteptăm câteva secunde să vedem dacă își revine. Ok, am făcut primul lucru pe care îl putea face oricine. Am resetat camera pentru că acele beculețe nu se opreau din sclipit. Aparent nu a scos nimic altceva în afară de hârtie albastră. Hai să mai încerc o dată să vedem. Tocmai am făcut un selfie și acum are pornit printarea. Stai că iese culoare, stai că iese culoare. Vai. Stai să văd. Cât de mișto e asta. Deci cât de fain este, a scos destul de ok. Ce drept, imaginea este super arsă pentru că am dita mai farul, reflectorul aici în față. Dar ești interesant, sincer, chiar interesant. Vreau să mai încerc una. Vreau să încerc una folosind vizorul. Și printează destul de rapid, adică ia, nu știu, undeva cred că la 10-15 secunde maxim 10-15 secunde să scoată o fotografie. Adică ne gândim că printează cumva în toată chestia asta micuță. Și ce că ar fi tehnologie zero ink, adică fără cerneală. Nu știu cum funcționează așa ceva, dar e super tare. Ho-ho! V-aș arăta sincer poza asta de în spatele camerei și nu e sincer cea mai ordonată zonă pe care vreau să vă arăt în momentul de față, dar a ieșit extraordinar. Sincer, merită bănuții, funcționează destul de interesant, are o calitate atât cât să o folosești astfel încât să te bucuri de momentele tale, de momentele cu prieteni și să scoți fotografiile alea instant pe care le pui după aceea pe frigider, le poți lipi un magnet, le poți lipi undeva, le pui pe, nu știu, unde îți convine ție mai mult, pe dulapuri, etică. Și le ai acolo cu tine pentru că sunt, cred că, mai valoroase, după părerea mea, sunt mai interesante și mai valoroase decât orice altă poză păstrată în telefon, niște memorii printate. Mi se pare extraordinar. Felicitări Kodak pentru toată treaba asta, pentru că este la un preț destul de ok, destul de rezonabil și, sincer, vă recomand. Și dacă am ajuns, chiar dacă săptămâna trecută am avut un produs așa, sincer, produsul ăsta vi-l recomand cu mare drag și o să-i facem un b-roll destul de interesant, zic eu, pentru că este o chestie creativă. Este o chestie interesantă, este o chestie pe care ai putea să o iei cu tine în vacanță. E destul de mică, numai să aveți grijă că nu este waterproof. Nu intrați cu ea în mare sau ceva, aveți grijă să nu intre particule, praf, nisip, pietriș, chestii în el. Așa că, în rest, trecem la b-roll și nu uitați de giveaway. Și nu uitați că am schimbat data review-ului. Vineri seara, 7:00. Eu v-am lăsat. Pa!